Dacă ai avut curiozitatea să citești în săptămâna aceasta, Roman 9 la 11, sau dacă vreodată ai citit această secțiune, realizez cât poate fi de deprimant și de epuizant să înțelegi ceva din textul acesta. Așadar, vine foarte greu să înțeleg ce spune Rei, că ce-a fost greu a trecut Poate singura explicație e că se bucură, e cineva care trebuie să predice din textul acesta. După intensitatea emoțională din roman 8, partea de final, poate te întreb ce mai urmează. Senzația cu care te lasă e similară unui moment copleșitor din închinare, în care simți cu adevărat apropierea lui Dumnezeu. Toată această emoție sacră pare să se fi evaporat într-o clipeală la deschiderea noului capitol. E ca și cum ar trebui să iei în mână un cactus sau ar trebui să pui mâna pe un arici. Cine face așa ceva? Cine n-are de lucru? Această secțiune a avut parte de un tratament foarte diferit și opus. Unii fie au subestimat valoarea acestui text care este stă înainte, alții, din potrivă, au supraestimat, considerând că e centrul de greutate, punctul nodal al întregii scrisori, însă există și o abordare care consideră că e parte integrantă și au oferit un loc mai adecvat în această scrisoare. De la o simplă paranteză, o simplă anexă, în care Pavel simte nevoia unei digresiuni pe această temă a lui Israel, la adevăratul centru de greutate, uite că Apostolul Pavel aduce în discuție ceea ce ne-a spus încă din primul capitol. Că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede întâi. Și lucrul acesta te blochează dacă te gândești că ai citit roman de la 9 la 11, ce înseamnă întâi a iudeului și cum au primit ei cuvântul acesta? Roman 9 de la 1 la 5 ne introduce în atmosfera intensă, emoțională a apostolului neamurilor. Spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu, lumina de Duhul Sfânt, îmi este martor. Că simt o mare întristare, și simt o durere necurmată, îmi străpunge inima. Cu alte cuvinte spune Pavel, inima mea e ca o rană deschisă. Căci aș vrea mai degrabă să fiu blestemat, despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Ei sunt israeliți, au, atenție, înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezească, promisiunile, patriarhii și, dacă n-a fost suficient, din ei a ieșit după trup Hristos, Mesia. Și ceea ce citești în continuare, efectiv nu știi ce să faci cu cuvintele acestea. Din ei a ieșit după trup Hristos, care este mai pe sus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Aproape că nu poți citi mai departe atât de brutale sunt cuvintele acestea ale apostolului de la extaz, finalul capitolului 8, la agonie și încă ce agonie. Asemenea lui Moise de altă dată în fața apostaziei și idolatriei poporului, ce zici, parcă se repetă istoria, durerea apostolului Pavel este fără margini, este intensă și continuă. Știa foarte bine întunericul spiritual prin care a trecut și izbăvirea pe drumul Damascului. Dacă s-ar putea, își dorește să fie șters din cartea vieții, doar ca frații lui să cunoască intrarea într-un lui Dumnezeu. Iată că ne întâlnim cu paradoxul privilegiului și a prejudiciului. Nu știu dacă te-ai gândit vreodată că avantajele se pot întoarce împotriva ta. Că binecuvântările pe care le-ai primit, bunurile, lucrurile bune în familie cu care ai fost înzestrat, în anumite momente, în loc să ne facă bine, ne fac rău, se întorc împotriva noastră, ne îndepărtează în loc să ne apropie de Hristos. Listează numai puțin de opt privilegii absolut unice, uluitoare, de care beneficiau confrații săi evrei. Începe, ca Dumnezeul cel viu să spună despre Israel, acesta este fiul meu, Israel este întâiul meu născut. Ca splendoarea vizibilă să locuiască din generație în generație peste acest, peste acest popor. Legămintele sau inițiativele repetate ale lui Dumnezeu de a institui o relație cu acest popor. Revelația unică de pe Sinai. Slujba dumnezească, felul în care un om se poate apropia de Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu dătătoare de speranță. Patriarhii care au trasat o cale. Și nu în unul ultimul rând, descendența biologică a lui Hristos, care este fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Iată ce învățăm, privilegiile incredibile de care te bucuri nu sunt beneficii automate. Ele nu funcționează în mod automat, fără preocuparea ta, fără interesul tău, fără reacția ta, fără receptivitatea ta. Privilegiile pot deveni inamici în anumite momente din istorie. Mă gândesc la tezaurul moștenirii creștine, uneori dincolo de zidurile care ne despart de comunitățile religioase din care fac, facem parte. Când mă gândesc la moștenirea incredibilă de 2000 de ani pe care a lăsat-o creștinismul, sunt surprins de ușurința cu care oamenii apelează la orice alt mijloc, la orice altă filozofie și învățătură. Asta fiindcă n-au avut mai întâi o aplecare atentă asupra tradiției creștine. Cum e posibil ca Evanghelia să fie disprețuită tocmai de către poporul ales? Este întrebarea lui Pavel. Răspunsul în care se lansează acum este unul extrem de complex și elaborat. De aceea necesită o atenție de cel puțin trei capitole. În capitolul 9 vom vedea cum vorbește la trecut și ne spune existența acestui popor nu începe prin intenția, dorința cuiva de pe pământ, ci printr-o promisiune dumnezeiască pe care Dumnezeu o face lui Avram. În capitolul 10 se uită în prezent și merge în cel mai intim for al vieților noastre. Inima. Inima noastră. Reacția, receptivitatea ei în fața făgăduințelor lui Dumnezeu. Pentru că în capitolul 11 ce să vorbească despre viitor. Mare vreo șansă. E abandonat Dumnezeu iremediabil? Iată care sunt întrebările și frământările care ne sunt alocate. Dacă trecem de versetul 6 din capitolul 9, găsim următoarele. Dar asta nu înseamnă că a dat greș, că a ieșuat cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram. Ce este scris în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copiii lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt priviți ca sămânță. Căci cuvântul acesta logic este o făgăduință. Pe vremea aceasta mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Nu descendența biologică îți garantează apartenența la poporul lui Dumnezeu, ci este o făgăduință, o promisiune spirituală pe care Dumnezeu o face. No, da, acum se complică lucrurile, zice, ba mai mult, tot așa a fost cu Rebecca. Ea a rămas însărcinată cu gemeni numai de la părintele nostru Isaac. Căci măcar că gemenii nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, prin care se face o alegere nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, i s-a spus, cel mai mare va sluji celui mai tânăr. După cum este scris, pe Iacov l-am iubit, și pe sau l-am urât. No, dacă ești un cititor de bună credință, nu se poate să nu te potignești în cuvintele astea de la final. Uneori, când te împiedici de așa ceva, aproape că nu mai poți înainta, mai poți citi. Parcă totul intră într-o vălmășală și ne dau toate gândurile peste cap. Observați, doi copii, lucrurile se complică, născuți în aceeași familie și Dumnezeu hotărăște mai dinainte ca să se nască și să dovedească ceva în lumea asta că cel mai mare va sluji celui mai tânăr. Poate ce ne pune cel mai mult în încurcătură este partea de la final. Este un citat din Maleahi. Primul citat, cu câteva cuvinte înainte, este din Geneza. Hotărârea lui Dumnezeu apare în Geneza, confirmarea verdictului apare în Maleahi. Nu în sensul că Dumnezeu nu i-a dat nicio șansă lui Esau. Nu în sensul că nu l-a iubit. De fapt, cuvântul a pentru evrei are exact conotația aceasta, a iubi mai puțin. Ceea ce vrea să confirme textul din Maleai, e că hotărârea și alegerea lui Dumnezeu rămâne în picioare și se adeverește că Dumnezeu a avut dreptate. Genul de argumentație pe care îl folosește Apostolul Pavel este diatriba sau polemica prin care se adresează unui interlocutor imaginar și încearcă să stea de vorbă cu el, ca și cum ar sta de vorbă cu oricare dintre noi sau cu toți evreii care se gândeau la lucrurile acestea. Intră în dialog cu un adversar ipotetic, într-un stil familiar, presărat cu anecdote, aforisme, jocuri de cuvinte citate din Vechiul Testament, în altă ordine de idei. Întreg discursul lui Pavel din această secțiune e clădit pe identificarea și demontarea unor obiecții sau concluzii eronate. Și cu aceasta în minte ar trebui să citim textul acesta. Care sunt concluziile greșite, eronate, pe care mi le pot extrage dintr-un text ca acesta? Prima obiecție. A ieșuat cuvântul lui Dumnezeu? Ce se alege de el? De ceea ce a făgăduit el în vechime? Din moment ce majoritatea evreilor au respins pe Hristos și se împotrivesc cu atâta încăpățânare. Ca să vedeți un pic tensiunea din sufletul lui Pavel, trebuie să derulăm un pic până la capitolul 15, spre final, versetele 30 și 31. Uitați starea de spirit cu care se pregătește din Corint să meargă la Ierusalim. Cu gândul ca de a ajunge în cele din urmă la Roma. Vă îndemn, deci, fraților, pentru Domnul nostru Isus Hristos și pentru dragostea Duhului să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre ca să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudeia și pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinți. Parcă ar fi trăit în avans ce urmează să îi se întâmple la Ierusalim să lege cu lanțuri, să-l pună în temniță, să-l vadă ca o molimă, ca o amenințare pentru poporul lui Dumnezeu. De ce nu se sinchisez? De ce i doare la bască pe evrei de Mesia? Observați, ceea ce sublinează Pavel cu atâta aplomb în textul acesta este că apartenența la familia lui Dumnezeu se întemeiază prin naștere din nou, nu prin descendența biologică. Este o lucrare spirituală, e implicarea lui Dumnezeu, transformarea pe care El o face în viețile noastre. Nu faptul că vii dintr-o familie bună, că ai avut parte de o anumită educație, lucrurile astea pot să fie avantaje în unele cazuri, în, altele, în alte cazuri pot să fie dezavantaje, fiindcă ne dau un aer de superioritate, ne fac să ne considerăm mai buni decât alții, că noi nu avem nevoie și lucrurile acestea se pot întoarce împotriva noastră. Faptul că te-ai născut într-o familie de creștini nu te face automat creștin. Apreciez atât de mult ceea ce s-a întâmplat în familia noastră, bucuria de a fi împreună cu familia, cu părinții, cu frații, cu surorile în această ocazie și categoric m-a ajutat în relația mea cu Dumnezeu, exact cum spune Pavel. Când îi scrie lui Timotei în a doua scrisoare, credința neprefăcută, genuină, m-a ajutat să mă apropii de Dumnezeu, să-L cunosc cu adevărat. Dar am mărturisit în multe alte ocazii, dacă Dumnezeu nu mi s-ar fi făcut cunoscut în mod personal, niciodată n-aș fi avut acces. Ai nevoie de întâlnirea cu Dumnezeu, de prezența Lui transformatoare. Nu știu dacă ai remarcat... Dar avem o atenționare severă față de creștinismul sau iudaismul nominal, inerțial. Faptul că suntem în viteză, faptul că ne-am obișnuit să mergem la biserică, să fim încreștinați. Și lucrurile nu stau chiar așa. Pentru că ele sunt mai degrabă legate de o minoritate, de o comunitate în care Dumnezeu se investește și care răspunde, accentuează Apostolul Pavel în capitolul 10. La fel cum Avram este exemplu prin excelența al îndreptățirii prin credință, tot așa familia lui ilustrează puterea supranaturale dătătoare de, de viață. De ce? Pentru că această familie niciodată n-ar fi funcționat și n-ar fi existat atât când vine vorba de Sara, cât și de Rebecca, amândouă erau sterpe, nu puteau să aibă copii din punct de vedere biologic, natural. Și Dumnezeu sublinează de la început că această familie spirituală ia naștere printr-o hotărâre și printr-o vrere supranaturală. Și al doilea adevăr care se alătură este că această naștere spirituală poartă pe cetea alegerii suverane a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, pornește de la Dumnezeu, nu de la om. Inițial mă gândeam, Doamne, cu ce am păcătuit că trebuie să predic din uh, acest text. Fiind vorba de o învățătură care produce atâta iritare și învrăjbire între creștini, că m-am săturat, parcă nu mai vreau să aud de subiectul acesta. Însă exact aceasta e capcana. Eu, dacă aș alege să vorbesc unei comunități care îl respinge pe Hristos, nu știu dacă aș fi apelat la alegerea lui Dumnezeu. Însă Apostolul Pavel exact asta face. Poate că are în minte alte coordonate în care vrea să ne ducă. Poate el a avut ceva de bine. Nu să ne polarizăm, să ne scindăm când discutăm subiectul acesta. Dacă ai observat, venim cu un bagaj de previzibilitate și predictibilitate și polarizare. Pentru că trebuie să te așezi, să te decizi ce ești, calvinist, arminian. Dar când citești Cuvântul lui Dumnezeu, cine te obligă să porți aceste etichete grele după tine? Și nu știu dacă observați, dar poate cea mai mare provocare când citești cuvântul lui Dumnezeu e dacă o poți face într-un mod nou, proaspăt, fără prejudecăți. Să cauți să înțelegi ce vrea Dumnezeu să-ți transmită prin intermediul acestor cuvinte. Iată provocarea mea pentru voi astăzi. Ce cred eu că vrea să transmită Apostolul Pavel prin această alegere divină? În primul rând, cap de afiș, alegerea demonstrează că Dumnezeu nu improvizează ci rămâne în control. Asta spune alegerea. Dumnezeu nu lasă lucrurile la cheremul nostru, la neglijențele, la potignelele, la îndărădniciile noastre. Dumnezeu are un plan, Dumnezeu planifică, Dumnezeu inițiază, Dumnezeu duce lucrurile la bun sfârșit. No, cum te face lucrul ăsta să te simți? Că Dumnezeu alege, Dumnezeu planifică, Dumnezeu are în minte ceva cu privire la viața ta. Din start așa ceva ne ajută să ne liniștim și să dobândim mai multă încredere. Odată cu nașterea supranaturală a lui Isaac, care este un ecou îndepărtat al nașterii din Fecioară, Dumnezeu consfințește un fapt că acest popor ia naștere printr-o vrere supranaturală. După care vorbește despre perioada lui Moise, a lui Faraon, că tot aminteam de nașterea Mântuitorului și ar cam trebui să ne pregătim pentru ea, Genealogia din Matei 1 ne oferă o liniște uluitoare. Din nou, un text care pentru mulți poate să aducă plictiseală. Să citești genealogii, îmi aduc aminte, la rândul meu, când am deschis Biblia și a trebuit să o citesc, când ajungeam la genealogiile din cronici, Doamne greu, nu era nicio noimă, mi se părea un timp de plictiseală. Nu, cu ce rămâi zidit după un astfel de moment în care ai stat în fața Cuvântului lui Dumnezeu? Însă există o logică mai adâncă. Dacă te uiți la textul acesta, nu face așa ca să ne enerveze pe noi, ci pur și simplu îți scrie o istorie într-un capitol, că Dumnezeu începe de la Avram. În trei perioade distincte, patriarhii, monarhia, robia babiloniană, precizia perechilor de 14 în fiecare categorie. 14 e 7 ori 2, 7 e cifra de desăvârșirii. Dacă ești un pic avizat, știi că s-a sunt numite nume pe care le-au lăsat uh, deoparte și le-au inclus pe altele ca să îi se potrivească. Acum vrea să ne enerveze? Observați cum uneori autorii Scripturii te verifică pe unde ești, dacă ai citit cu atenție scrierile din vechime. Însă el lasă structura asta ca să arate că în ciuda necazurilor, dezavantajelor și a problemelor cu care s-au confruntat cei din poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu în fiecare generație a fost în control cel puțin de câteva ori în istoria omenirii, copiii lui Dumnezeu au simțit că le trece glonțul pe la ureche. Au fost perioade extrem de delicate. Dacă ne gândim numai la perioada babiloniană, perioada în care era Atalia și în care aproape să fie extirpată din Israel până și orice ființă de sorginte regală care să ducă mai departe linia Mântuitorului. Când citești, îți stă inima în loc să vezi că Dumnezeu era acolo, era implicat. Și atunci întrebarea îi, oare nu exact asta ar trebui să aducă în viața noastră? Să aducă liniștire, să ducă încredere în, în planul mai dinaintea lui Dumnezeu. În Efeseni, în capitolul 1, când citești, Pavel spune, binecuvântat să fie Dumnezeu, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales primul lucru pe care îl spune cap de afiș. Păi imaginează-ți că ai un timp de reflexie, de meditație, de rugăciune, un timp devoțional și în mintea ta apare întrebarea, oare ce îs? Îs predestinat sau nu îs predestinat? Îs calvinist sau arminian? Din punctul meu de vedere, ai ratat toată întâlnirea cu textul. Dacă te gândești în problemele prin care treci, băi, Dumnezeu s-a gândit la mine înainte să mă nasc și înainte ca lumea asta să ia ființă. Cum te simți după o astfel de reflecție? Și mă întreb, oare Pavel nu așa ceva? A vrut să distileze în sufletul oamenilor asta ca să vedeți cum putem denatura cuvântul lui Dumnezeu care a fost intenționat să ne ducă pace. Să ne aducă liniște. În al doilea rând, la fel de important, dacă nu mai important, alegerea nu este exclusivă, ci inclusivă. Asta nu putea pricepe un evreu. Că altcineva, în afară de cei care aparțin tribului lui Israel, vor putea fi mântuiți, acceptați în împărăția lui Dumnezeu. Siez lui spunea într-o vorbă memorabilă, cei aleși niciodată nu au fost aleși pentru ei, ci de dragul celor nealeși. Nu-i pentru tine, nu-i pentru cinstea ta, nu-i pentru reputația ta. Și asta nu puteau înțelege evrei. Dumnezeu i-a ales să -i includă pe alții. Dacă ai citit cu atenție, vei ajunge la aceeași concluzie la care ajunge Pavel în versetul 24. Uitați care e concluzia după toată această discuție întortocheată. Merită un pic să sari înainte să vezi concluzia la care ajunge. Și unor, dacă e sincer, te întrebă, cum poate să ajungă la concluzia asta? Că eu n-ajung la concluzia asta. Astfel, el ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. Și blindează acest adevăr cu două perechi de citate, din Osea și din Isaia. Și Noseia, dacă vi se pare ceva scandalos, spune Pavel, ca să-i accepte Dumnezeu pe cei dintre neamuri, gândiți-vă ce îi cere acestui profet, să se căsătorească cu o prostituată. Și Dumnezeu afirmă prin numele pe care îl ștampilează pe fruntea, pe fruntea copiilor, voi numi poporul meu pe cel care nu-i poporul meu, preubită pe cea care nu-i preiubită. Și el le transferă înspre neamuri, zice, fiți atenți ce face Dumnezeu în istorie. După care se întoarce înspre Israel, prin Isaia, și zice, chiar dacă numărul copilului lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai o rămășiță, că dacă nu s-ar fi îndurat Dumnezeu de noi. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată cu atenție, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Observați ce se alege de noi dacă Dumnezeu nu intervine, dacă Dumnezeu nu alege, dacă Dumnezeu nu poartă de grijă. Includerea nevrei, nevreilor reprezintă o inversare uluitoare a sorții. Străinii sunt primiți cu brațele deschise, cei fără drepturi devin cetățeni, în timp ce poporul ales, cei care au privilegii, se împotrivesc cu semeție, cu încăpățânare. Când citești în felul ăsta, în această cheie, realizezi că Pavel atinge niște corzi mult mai sensibile în sufletul audienței prin urmare alegerea divină nu e o scamatorie filozofică, ci un instrument de mântuire și de răscumpărare. Trei, alegerea divină nu e arbitrară, ci guvernată de compasiune. Acest adevăr face parte din ADN-ul poporului, din fibra, fibra sa cea mai lăuntrică. Ca să înțelegi, Trebuie să citești unde vorbește Dumnezeu despre alegere. Dumnezeu vorbește de la început, vorbește în Deuteronom când se adresează poporului, care era deja conturat, format. Nu doar pentru că Deuteronom 7, de la 7 la 9, nu doar pentru că întreceți în număr pe toate celelalte popoare, s-a lipit Dumnezeu de voi și v-a ales. Căci voi sunteți cei cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește. Pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri. Pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna lui puternică și va a izbăvi din casa sclaviei, din mâna lui Faron, împăratul Egiptului. Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și ține legământul și îndurarea până la al miilea neam față de cei ce-l iubește și păzește poruncile lui. Cea de-a doua obiecție, zice Pavel, mai poate fi Dumnezeu considerat just, drept? Roman 9, de la 14 la 18. No, aici e cea mai mare potigneală în pasajul acesta și cel care vine după el. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Categoric nu, zice Pavel. El a zis lui Moise: Voi avea milă de oricine vreau, să milă și mă voi îndura de cel ce vreau să mă îndur. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Na, uită întrebarea la care te invit să reflectezi. Dumnezeu are milă de cine vrea. Înțelegi lucrul ăsta arbitrar, Dumnezeu dă cu și alege la întâmplare sau alegerea lui este guvernată? de compasiunea pe care o are față de noi. Să vă dau un exemplu. Ce facem, că tot vorbim de Sodoma și Gomora, cu episodul acela în care Avram mijlocește și ajunge la, pornește de la numărul de 50. El consideră că sunt 50 de oameni capabili pe care te poți baza în, aceea, în acea cetate. Și coboară în numărătoare până la zece. Dacă se vor găsi zece, Dumnezeu spune, cruț cetatea și nu-i voi nimici. Îi așa o joacă între copii, în care mai lasă unul, mai ce înțeleg eu în textul acesta, că vorbim de compasiunea lui Dumnezeu, e că Dumnezeu este cel care pledează pentru fiecare suflet. Cum poți să spui că. Activitatea, acțiunea, dăruirea lui Dumnezeu nu-i mânată de compasiune, de milă pe care o are față de oameni. Probabil următoarea parte de aici, fiindcă scriptura zice lui Faron, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot Pământul. Astfel, asta e concluzia greu de digerat. El are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Dăm voie să-ți ofer un pic de context din Exod. Dacă îți aduci aminte, din 11 referințe cu privire la împietrirea inimii lui Faraon, șapte dintre ele sunt personale. Textul spune, negru pe alb, că Faraon și-a împietrit inima. De patru ori spune că și Dumnezeu i-a pietrit inima. Ce facem cu aceste evidențe ciudate? Iată concluziile pe care eu le extrag. Responsabilitatea lui Faraon nu poate fi ignorată. 2. Abandonându-l propriei sale încăpățânări, Dumnezeu face la fel cum procedează cu cei despre care vorbește Pavel în capitolul 1, că îi lasă pradă necurăției, poftelor și în voia minților blestemate. Dacă oamenii se împotrivesc în mod repetat, Dumnezeu le dă voie să-și facă numărul să trăiască cum vor ei. Și trei, avertizarea severă că destinul lor ca popor ar putea fi cel al lui Faraon dacă se împotrivesc voii lui Dumnezeu. Ei, ăsta e un lucru demn de luat în seamă. Cam aceasta e direcția în care simt că împinge Pavel lucrurile în argumentația sa. Poporul ales să devină poporul împietrit. Cine a mai auzit așa ceva? Cu alte cuvinte, e o atenționare. Nu te poți juca cu îndurarea și cu împietrirea lui Dumnezeu. Dumnezeu își împlinește planul. Dar dacă îi te împotrivești, vei suporta consecințele. 4. Alegerea divină nu este o invenție umană, ci o taină divină. Noi n-am fi putut inventa așa ceva. Noi privim cu mare reținere și suspiciune. Hai să o recunoaștem. Și ne vine foarte greu să ne aruncăm, să ne rostogolim într-un astfel de text, pentru că nu știm ce să facem cu el. Și aici apare cea de-a treia obiecție. Mai este cinstit ca Dumnezeu să ne considere răspunzători când de fapt El ia deciziile. Roman 9 de la 19 la 23. Dar în zice atunci, de ce mai bagă de vină? Că cine poate sta împotriva voii lui? Nu știu dacă ai remarcat, Pavel rostocolește o sumedenie de întrebări. Nu oferă răspunsuri. Toate întrebările lui te pun pe gânduri. Dar mai degrabă, cine ești omule ca să răspunzi? Să-l iei la rost pe Dumnezeu. Se poate așa ceva? Spune Pavel. Păi se poate în lumea noastră. Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut? Pentru ce mai făcut așa? Așa ceva nu se mai poate, spune Pavel. Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură, din același bulgăre de lut, să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare lipsită de cinste? Poate? Dumnezeu? Cu siguranță. Și uitați două întrebări săcăitoare. Și ce putem noi spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferi cu multă răbdare niște vase ale mâniei, făcute pentru distrugere și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării, pe care le-a pregătit mai dinainte, pentru slavă. Cred că taina aceasta poate fi înțeleasă în felul următor. Unor Dumnezeu alege să facă anumite lucruri care probabil nu le credem, nu le acceptăm, dar lucrurile stau în desfășurarea unui plan pe care el îl are. O să vă dau un exemplu din fapte, capitolul 4, prima persecuție asupra creștinilor, comunității formate la Ierusalim, și apostolii sunt amenințați să nu mai vorbească numele Lui Hristos. Și ei se întorc în comunitate și le spun care e amenințarea. Și oamenii aceștia se roagă. Textul pe care se roagă este cel din Psalmul 2. Că Dumnezeu guvernează, Dumnezeu este stăpân. Dumnezeu râde de planurile oamenilor. Și acolo există o afirmație în care ucenicii ajung la concluzia asta. Și spun, în adevăr, împotriva unsului tău sau asociat în cetatea asta. Cine? Irod, Pilat din Pont, noroadele lui Israel cu romanii, ca să facă ce? Tot ce hotărâse mai dinainte, voia ta și planul tău. Dumnezeu ne spune prin textul acesta că voia lui se poate împlini în două feluri. Fie stându-i împotrivă, fie aliniindu-ne planului lui Dumnezeu pe care îl ar are cu privire la viața noastră. Ce se întâmplă dincolo, îi o poveste care ține de taină, de lucrarea lui Dumnezeu. Lucruri pe care noi nu avem cum să le pricepem. A susține din acest text că unii au o genă pentru pierzare, s născut doar ca să ajungă în iad, în timp ce alții vor ajunge în cer, mi se pare o barbarie în a citi cuvântul lui Dumnezeu în halul ăsta, chit că nu face nici o cinstă Dumnezeului care ne-a creat, care similostivește spre noi, și nici rațiunii cu care am fost înzestrați. Ce ne facem cu numele dubioase din genealogia din Matei, că tot vorbeam de ea? Nu știu câți dintre noi am avea curajul să punem niște nume de femei, dar și de bărbați acolo. Observați? Îndurarea, bunăvoința, incluziunea lui Dumnezeu, modul tainic în care lucrează. Și poate nu în ultimul rând... Mi se pare unul dintre cele mai importante aspecte cu care se face tranziția spre capitolul 10. Această alegere nu anulează, ci întemeiază responsabilitatea umană. O înțelegere adecvată a doctrinei alegerii nu te face mai arogant, ci mai umil, nu mai încrezut, ci mai încrezător, nu mai indiferent, ci mai responsabil. În urmă cu câțiva ani l-am auzit pe John Lennox predicând la Forumul European de Conducere despre viața lui Iosif. Și face o paralelă și zice, poftim, Adam, în Eden, toate lucrurile bune, o atmosferă ideală în care oricare dintre noi am visa să trăim, care alege să ne asculte de Dumnezeu. Și Iosif, când toate lucrurile erau împotriva lui, era cel mai susceptibil să cedeze ispitei sexuale. Și refuză să o facă. Și zice, cum explici asta? Arminian, Dumnezeu l-a predestinat, a ales. Textele astea surprind toate responsabilitatea, receptivitatea noastră în fața voii lui Dumnezeu. O scurtă recapitulare demonstrează valoarea practică a alegerii. Ia gândiți-vă la următorul lucru. Faptul că Dumnezeu este în control trezește în tine încredere mai mare? Doi, planul său de a include și pe alții stârnește prețuire, îmbrățișarea altor oameni în comunitate. 3. compasiunea de care dă dovadă în felul în care se implică stârnește recunoștință. Taina alegerii generează uimire, încântare, iar privilegiul alegerii o imensă responsabilitate, pentru mine asta e testul practic că am citit împreună cu Pavel acest pasaj. Că el ne-a atins inima și în mod paradoxal ne arată că avem nevoie disperată de această învățătură, că lucrurile sunt dincolo. De ce putem noi pricepe și putem înțelege ca muritor pe pământul acesta? Am amintit uh, în notițe un text. Nu știu cum reacționăm noi când auzim cuvintele lui Pavel din 1 Corinten 13 căci cunosc în parte, cunoaștem în parte, prorocim în parte. Apostolul Pavel avea această convingere că e atât de limitat în ceea ce poate pătrunde și înțelege din lumea lui Dumnezeu și din planul lui cu privire la viața noastră ce trezește în mine doc doctrina alegerii expusă aici. Iritare? Indignare? Închinare? Apropo, ăsta e răspunsul lui Pavel de la final. Finalul capitolului 11. învrăjbire, superioritate, irresponsabilitate. Așa se face tranziția spre capitolul 10. 9.30 la 33. Deci ce vom zice? Neamurile care nu umblau după neprienire, au obținut neprienirea și anume neprienirea care este prin credință. Pe când Israel care umbla după o lege care să dea neprienirea, n-a ajuns la legea aceasta. De ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință. Observați Lucru esențial în care ne căutăm mântuirea fiecare dintre noi. După cum este scris, iată așez în Sion o piatră de potinire și o stâncă de cădere. Cel ce crede în el nu va fi dat de rușine. Îmi place de multe ori în intrări din astea mai joase... Un au pus, mai în glumă, mai în serios, loc de dat cu capul. Cam așa se întâmplă cu poporul lui Dumnezeu, cu Israel, în problemele pe care le traversează. Aveau stânca mântuiei și nu fac decât să se rostogolească, să se împiedice de ea. Apostolul Pavel face un pas mai departe, de la trecut la prezent, de la alegerea lui Dumnezeu la responsabilitatea umană. Roman 10 vorbește despre paradoxul receptivității și răzvrătirii. Doamne, greu mi-i să înțeleg lucrul acesta. De ce alții răspund? Alții de o viață sunt biserică și te întreb ce îi reține? Fiecare avem piedicile noastre. Și ăsta e lucru pe care îl învățăm din textul acesta, este că preocupările noastre pot deveni o piedică sau o pricină pentru mântuire. Asta e provocarea pe care ne-o lansează textul. Mă gândeam duminica trecută, la vibrația cosmică pe care o atinge Pavel și spune nu există autoritate, putere, moarte, ființă să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos. După cum observa un fin comentator, câtă mângâiere poți găsi în aceste cuvinte că nimeni și nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu când știi bine că există ceva care separă poporul ales de dragostea lui Dumnezeu. Cât de simplu poate să fii să înțelegi așa ceva? Răspunsul oferit de Pavel este că necredința poporului Israel nu se datorează necredincioșiei lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a ținut cu brio cuvântul, nici faptului că Dumnezeu ar fi nedrept în alegerea suverană, a ales poporul și a ales să include și pe alții, ci mândriei și semeției lui Israel. Nu ne putem imagina șocul evreilor din vremea aceea de a fi puși în aceeași categorie cu Esau, Ismael și Faraon. Alegerea nu este un drept natural, ci o favoare pe care nici unul dintre noi nu o merităm. Poate merită să revin la unul din autorii care mi-a mângâiat sufletul în anul acesta, una dintre cele mai bune cărți pe care le-am citit, Uitați ce zice Costică Brădățan, un român de-al nostru stabilit în Statele Unite. În cartea Elogiu Eșecului. Eșecul are reputație proastă, dar ne poate fi cel mai onest prieten. Nu lingușește, nu dă false speranțe, nu vinde visuri irealizabile, înspăimântător prin franchețea lui. El îndeplinește o funcție esențială în orice proces de împlinire de sine. Risipirea vrăjii sub care stăm. Nu știu ce vă doriți. Apostolul Pavel își dorește ca această vrajă să se destrame de pe ochii lui Israel. Și de, de pe ochii oricărui om care consideră că are privilegii și care de multe ori îi blochează accesul. Uităm că uneori neajunsurile, problemele, frământările, încercările vieții pot reprezenta cu adevărat un catalizator în relația noastră cu Dumnezeu. Însă miezul capitolului 10 este legat de citatul din Deutornom, de poruncă, nu trebuie să te duci dincolo de mare, cine se va urca, cine va coborâ. Cuvinte adresate legii și Apostolul Pavel ia aceste cuvinte și le confiscă și spune, împlinirea vine prin credință, prin inimă, prin receptivitate. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn, exact ce-au făcut cei 10 ieri în apa botezului, și crezi că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Iată lecțiile pe care le putem extrage. O mântuire care este atât de aproape, încât nimeni nu mai poate spune că este inaccesibilă. Doamne, la cât știm, la cât de puțin știa Rahav, prostituata Rahav, n-avea nici o filă, măcar din Biblia, din uh, documentele Vechiului Testament. A auzit și și-a pregătit viața cu privire la judecata lui Dumnezeu. În al doilea rând, încât cei care sunt departe o pot găsi. Și cei care sunt aproape o pot pierde. Și în al treilea rând... O mântuire care este atât de aproape încât nimeni nu mai poate avea vreo scuză. Linia de demarcație între bine și rău nu trece printre imperii, nici prin state, nici prin clasele sociale, ci trece prin inima fiecăruia. Este revelația pe care o are ținând pe un pat în închisoare, într-o celulă. Ce revelație de bun simț care te poate apropia de Dumnezeu? Iată întrebările care ne dau târcoale din capitolul 10. Care sunt privilegiile care mă țin pe mine captiv față de o mântuire așa de mare? Nu știu. Vechimea religiei, faptul că m-am născut în biserică și lista poate continua și doi, dar prejudiciile care pot fi convertite în binecuvântări. Asta zice Domnul. Romanul 11. Paradoxul lepădării și altoirii. Ce se va întâmpla în viitor, cum vor arăta lucrurile? Întreb, dar deci a lepădat Dumnezeu pe Israel și a abandonat el poporul definitiv iremediabil. Răspunsul lui Dumnezeu este acesta: lucrurile nu sunt așa cum par nici chiar în cele mai negre momente. Răspunsul personal, eu sunt evreu. Ei, deci lucrurile nu se aplică pentru toți. Apoi face trimiteri la promisiunea lui Dumnezeu din vechime. Și trei, exemplul lui Ilie, care se plânge, era disperat, sunt singur, caută să-mi ia viața. Deci mai am șapte mii de bărbați. Ce încurajare în cele mai negre momente să realizezi că nu e singur într-o vreme de apostazie în care lucrurile au luat un declin, merg la valen în jos. Ăsta e mesajul pe care Dumnezeu îl aduce. Încă mai sunt alții care cred chiar dacă noi nu-i cunoaștem. Și apoi trece atât de frumos și spune cu măslinul care a fost curățat, exact ce face orice grădinar. Ramurile uscate au fost tăiate, altele au fost altoite ca să-i păstreze vitalitatea. Și în felul acesta, Pavel se joacă cu această imagine și spune Hei, creștinule care a acceptat, nu te îngânfadar, ci temete. S-a atât de surprins gândindu-mă la perioada dinainte de 89, unii care au predicat asprimea lui Dumnezeu, poate în vremurile actuale se predică foarte mult dragostea lui Dumnezeu. Și observați ce face Pavel, uită-te la bunătatea și la asprimea lui Dumnezeu. Aroganța spirituală este cel mai clar indiciu cu privire la ratarea binecuvântării. Și Pavel spune prăbușirea unuia face posibilă ridicarea altuia. Există o alchimie cosmică care este, ne este complet inaccesibilă. Și ne apropiem de încheiere. Pavel mai zice ceva la finalul capitolului 11. Și neamurile pot fi lepădate, deci nu există loc pentru automulțumire și evreii pot fi acceptați. Prin urmare, nu există loc pentru disperare. Observați pericolele în care putem aluneca fiecare dintre noi. Oare cu ce ispită mă confrunt eu? Automulțumirea sau disperarea? Romani 11, de la 22 și partea de final, 32 la 36, foarte bine închide toată discuția în care ne-a îngrenat Apostolul Pavel. Fraților, ca să nu vă socotiți singuri, înțelepți, auci! cât de rău sună asta pentru, cât de greu sună pentru creștini. Și apoi, vă vine să credeți că toată discuția la care ne-a invitat, el o încheie pe genunchi, în adorare, și îmi, îmi, imaginez că este momentul culminant de închinare al întregii scrisori pe care o scrie. Și uitați ce spune. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Căci cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfătuitorul lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Să-l oblige pe Dumnezeu din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile a lui să fie slava. Aceasta e nota pe care o imprimă la tot ceea ce urmează în continuare, la aplicabilitatea învățăturii pentru viața Bisericii. Și iată gândul cu care vreau să închei. Acceptarea misterului face loc atât alegerii cât și responsabilității. În momentul în care vezi lucrurile ca pe un mister, vei avea putere să respecti alegerea și să-ți asumi responsabilitatea. O singură întrebare am pentru tine. Produce și în inima ta aceeași încântare și descătușare ca în inima Apostolului Pavel. Iată concluzia, câte o întrebare pentru fiecare capitol. Că se scliniște în alegerea lui suverană. 2. Cum mă ajută alegerea lui în asumarea responsabilității. Și trei, dar în ce privește infuzia de speranță cu privire la viitor. Haideți să închidem ochii pentru rugăciune. Ciudat mod de a te uita la realitate. Privilegiile se pot transforma în prejudicii. Iar neajunsurile au puterea de a ne oferi acces nebănuit. Ce mă reține pe mine? Care îmi sunt piedicile de care mă izbesc eu în prezent? Binecuvântările, eșecurile, obișnuința, rutina, aroganța? Este. Dumnezeu suficient, vrednic de toată încrederea și închinarea mea.